Bună seara, stimați telespectatori, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Viața Gorjului. Astăzi, după o perioadă mai lungă, poate, de absență, din partea mea cel puțin, astăzi îl avem alături de noi pe domnul director al Centrului Județean Apia Gorj, domnul Constantin Negrea. Bine ați venit! Vă spunem de data aceasta în incinta noastră, în decor nou. Sărumâine, bună seara, bine m-am găsit! O să avem multe lucruri de discutat împreună cu domnul director în această seară și foarte multe importante și de interes, zicem noi, și cu siguranță așa o să le considerați și dumneavoastră. Sperăm să reușim să le cuprindem pe toate. Dacă ar fi să vă spun așa pe scurt, ca să vă incit un pic atenția, pentru că avem această campanie care tocmai s-a declanșat pentru cererile de plată pe suprafață. Domnul director o să ne spună mai multe. De asemenea, și despre condițiile care trebuie îndeplinite și documentația necesară, dumnealui este cel mai măsură să ne aducă la cunoștință toate informațiile și cu siguranță o să fiți foarte interesați de toate acestea. De asemenea, toate schemele pe care pot fi primite sprijin în acest an, precum și despre norme de ecocondiționalitate. Însă le vom lua pe rând, cum spuneam, sperăm să reușim să cuprindem tot ce ar fi de dezbătut. Dacă nu, poate ne mai facem timp și cu altă ocazie. Așadar, domnule director, spuneam că tocmai a debutat această campanie din 2014. Știu că dumneavoastră ați avut întâlniri și în localități cu fermierii. Dacă puteți să ne spuneți un pic mai pe la cum au decurs, au fost prezenți și o să detaliem. A devenit o obișnuință din partea instituției noastre că înainte de declanșarea campaniei de depunere a cererilor de plată pe suprafață, să avem întâlniri, dezbateri și discuții cu fermierii în toate localitățile județului nostru pe toată problematica de la depunerea cererilor, de la completarea cererilor, de la documentele care trebuie să însoțească cererea de plată, la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească fermierii, controlele asupra cărora ei sunt supuși și, bineînțeles, până la cuantumul plăților pe care noi le acordăm fermierilor în an de an. În acest an am început în data de 12 februarie, am finalizat în ultima zi a lunii februarie 28, am trecut aproape în toate localitățile județului nostru și în localitățile mari cu mulți fermieri, chiar în mai multe locații. Sigur că am constatat interesul al fermierilor și în acest an crescând, având în vedere că și de la an la an aceste plăți pe suprafață cresc în județul nostru, cuantumul lor crește și condițiile și cerințele care trebuie să fie îndeplinite sunt într-o permanentă schimbare și modificare și completare și ca atare, sigur, au fost interesați de a le aduce la cunoștință. Okay. Nu vreau să vă întreb, dar apropo de acest cuantum care ne spuneați, dacă vă mai amintiți cumva cât au fost în anul precedent și care ar fi sumele alocate pentru nou an? Practic, suntem în 2014, suntem în primul an al ciclului 2014-2020 al politicii agricole comune. Faptul că la acest moment, la această dată, programul nostru național de dezvoltare rurală încă nu este perfectat și nu este finalizat pentru a fi supus aprobării Comisiei Europene, în acest an, 2014, se consideră a fi un an de tranziție. Practic, și în acest an acordăm aceleași scheme de plăți ca în perioada ciclului anterior, 2007-2013. Și lesne de înțeles că și cuantumurile acordate fermierilor sunt aproximativ aceleași. Practic, dacă discutăm pe măsurile din axa 2 din PNDR, este vorba de măsurile 211, zonă montană defavorizată, cuantum a rămas același, respectiv echivalentul 107 euro aplicat degresiv în funcție de dimensiunea exploatației. Dacă vorbim și avem aici 12
localități ale județului în zonă de montană defavorizată de la Padeș până la Polovraci. Dacă vorbim de măsura 212, zone defavorizate de condiții naturale specifice și avem 5 localități ale județului și l-aș include aici pe Borăscu, Bolboș, Mătăsar, Negomir și Ciuperceni și aici acordăm echivalentul 80 de euro pe hectar aplicat de asemenea degresiv în funcție de dimensiunea exploatației și sigur, nu ultimul rând, plățile compensatorii pentru pachetele de agromediu și avem aici în vedere pachetul 1, este vorba de pajiș cu înaltă valoare naturală și pachetul 2, practici agricole tradiționale, de regulă ele se accesează cumulat. Cuantumul acestora este destul de substanțial, 182 de euro pe hectar și este aplicabil în 16 localități ale județului. Vorbim de zona montană defavorizată și la care se mai adaugă încă 4 localități și este vorba de Arcan, este vorba de Lelești, este vorba de Turcinești și de Bumbeș-Pițic. Sigur că sunt alte două scheme de plata unică pe suprafață, care se va menține și în acest an. Da, apropo de această plată unică pe suprafață, vreau să rog pe colegi dacă îi pot să ne dea și materialul cu suprafețele. Știu că, da, ați... Deci această campanie în localități a fost de pe 12 februarie până la sfârșitul lunii februarie. De informare și de promovare a măsurilor de sprijin. În care i-ați informat pe fermieri, în legătură inclusiv cu aceste cereri de plată pe plăți directe pe suprafețe, cât și despre condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească, bănuiesc, nu? Exact. Și dacă puteți să ne spuneți un pic câteva mai detalii pentru cei care nu au fost prezenți, după cum deci spuneam, adăuga, la acele întâlniri. Aș adăuga la cele două scheme de plăți la care nu am spus cuantumul, este plata unică pe suprafață care se acordă pentru toată suprafața agricolă înscrisă în cererile de plată la același cuantum. Este vorba de... În anul 2013 am acordat echivalentul 139,17 euro pe hectar. Și plățile naționale complementare directe în echivalent au 21 de euro pe hectar, în total 160,17 euro pe hectar. În acest an, sigur, apar o serie de modificări în sensul în care nu vom mai vorbi de plăți naționale complementare directe din bugetul nostru național, denumirea va fi alta, ele se vor numi ajutoare naționale de tranziție, dar tot acordate din bugetul național și se pare că împreună cu schema de plată unică pe suprafață va crește la echivalent 175 de euro pe hectar. Așadar, o veste bună pentru foarte bună, fermieri în sigur, acest sens. Sigur că după finalizarea campaniei de depunere a cererilor și după verificările necesare, vom avea și hotărârea de guvern cu cuantumurile oficiale care se vor acorda pentru campania 2014. Sigur că ați făcut referire la o serie de condiții și cerințe de eligibilitate la depunerea cererilor de plată pe suprafață și fermierii noștri trebuie să știe că și în acest an acordăm plăți pe suprafață de la același nivel minim al exploatației, de la un hectar. Deci toți fermierii care dețin și exploatează de la minim un hectar, al călor parcele au dimensiunea minimă de 30 de arii, iar pentru vii și plantații pomicole de la 10 ari, de asemenea, ei trebuie să știe că pot depune o singură cerere de plată pe suprafață acolo unde este arondată localitatea la centrul local sau la centrul județean unde localitatea lor este arondată, indiferent dacă au suprafețe pe mai multe localități sau chiar în mai multe județe. De asemenea, trebuie să știe că trebuie să-și identifice și să-și individualizeze în mod corect aceste suprafețe de teren pe care le utilizate în blocurile noastre fizice și sunt adesea sprijiniți și ajutați de specialiștii noștri agricoli pentru că se lucrează numai în sistem informatic.
alte cerințe pe care ei trebuie vor să le... Vor fi și unele controle, apoi... Sigur, înainte de a ajunge la controle, încă suntem în etapa de depunere a cererilor și aș vrea să mai adaug câteva lucruri legate de aceste condiții. De cerințe și condiții. Fermierii trebuie să-și declare toate structura de culturi și toate culturile, parcelele pe care le exploatează, indiferent că le exploatează cu scop productiv. De asemenea, trebuie să îndeplinească o serie de cerințe și condiții de ecocondiționalitate și ați vorbit și dumneavoastră și aici sunt cuprinse toate cerințele legate de bune condiții agricole și de mediu, de cerințele legale în materie de gestionare a SMR-urilor și o serie de condiții minime. Dacă ne informați și în acel buletin. De utilizare a pesticidelor și a îngrășămintelor. Sigur că sunt și alte aspecte legate de odată cu semnarea cererii de plată, ne acordă practic permisiunea să introducem toate aceste elemente în sistemul nostru informativ, în sistemul integrat de administrare și control. Prelucrăm și verificăm toate aceste date înscrise în declarațiile de suprafață și de asemenea extrem de important să permită inspectorilor APIA să efectueze o serie de controle pe teren și nu numai inspectorilor APIA și a instituțiilor abilitate în acest scop. Este vorba de reprezentanții Curții de Conturi, misiunii de audit a Curții de Conturi și auditorilor intern și auditorilor externe. E vorba de auditul comunitar, pentru că se știe că în mare parte din banii pe care noi îi acordăm fermierilor, 86% din sumele pe care noi le acordăm fermierilor, reprezintă plățile din cele două fonduri europene. Fondul European pentru Garantare Agricolă și Fondul European FECA Agricol și FEADER. Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. Da. Sunt mai multe, din câte am văzut și în buletinul informativ trimis, ultimul buletin informativ trimis de către instituția pe care o conduceți. Am văzut acolo, referitor la aceste norme de ecocondiționalitate, într-adevăr sunt mult mai multe care trebuie îndeplinite. Majoritatea se aplică și în județul nostru, din câte le-am văzut așa în mare. Chiar n-am știut niciodată ce înseamnă acest GAEC, că așa le spune în termeni tehnici specifici de specialitate, da. Dumneavoastră. Acum m-am lămurit și eu și odată cu noi, cred că și telespectatorii. Deci, cum spunea și domnul director, e vorba de acele bune condiții agricole și de mediu. Dacă puteți să ne amintiți câteva dintre ele, pentru că sunt majoritatea, cum spuneam, se aplică și în județul nostru. Un cod al bunelor condiții agricole și de mediu a existat dintotdeauna și în România, chiar înainte de aderarea noastră la Uniunea Europeană. Practic, aceste prescurtarea pe care dumneavoastră ați amintit-o, GAEC, reprezintă abrevierea de la denumirea în limba engleză bunelor condiții agricole și de mediu și sigur ele, aceste condiții au tot comportat o serie de modificări și completări an de an impuse de reglementările europene. Practic și anul ăsta s-a venit cu o completare prin ordin de ministru. La cele 12 condiții s-a mai adăugat o a 13-a condiții, dar aș vrea să spun că în mare parte ele sunt aplicabile fermierilor și din județul nostru și sigur pe majoritatea din ele noi le și verificăm în teren prin inspectorii noștri de specialitate și sigur că, din păcate, acolo unde se constată că nu sunt deplinite aceste cerințe și condiții, sancțiunea este respingerea de la plata parcelelor respective. Și sigur că vorbim despre GAEC-ul 1 sau GAEC-ul de iarnă și aici trebuie spus că în perioada de iarnă suprafața fermei care trebuie să fie însămânțate cu culturi de toamnă sau cea care nu este însămânțată cu culturi de toamnă să fie lăsată nelucrată. Sigur, slavă Domnului, acest lucru se întâmplă pe terenurile noastre din județul Gorj, pentru că în condițiile în care 20% din această suprafață nu este menținută, sigur, fermierul respectiv este pasibil a fi sancționat. Sigur, mai este o condiție
oarecum greu de îndeplinit și se referă la faptul că pe terenurile în pantă, peste 12%, care, sigur, se întâlnesc destul de frecvent în județul nostru, pentru că știm foarte bine că suntem într-o zonă colinară și da, de deal, și munte. Lucrările agricole pe terenurile arabile se efectuează de-a lungul curbelor de nivel. Sigur, spuneam că este greu de îndeplinit, pentru că, în general, fermierii noștri au parcele mici, divizate, cu o lățime mică și, de regulă, lucrările se efectuează pe linia de cea mai înaltă pantă și nu... Să înțelegem că ați avut cazuri de genul puține ăsta, cazuri care când puține cazuri, ar fi fost... Puține cazuri când, sub acest aspect, sancționăm fermierii, dar sunt o serie de cerințe pe care, sigur, ei trebuie să le... Și este vorba de cerința de asigurare a unui pășunat minim. Este vorba de GAEC-ul 7, dacă stau bine să mă gândesc. Și acolo spune că pajiștile permanente, respectiv pășunile și fânețele, trebuie să, pe aceste suprafețe, să se asigure o cerință minimă de pășunat. Este vorba de 0,3 unități vite mare pe hectar. Așa, în exemplificat, trebuie să spunem că un minim două ovine pe hectar, ceea ce este destul de ușor de realizat, practic, în condițiile în care, să spunem, cu o bovină poți, o bovină adultă, poți pășuna 3 hectare de teren, condiția din acest punct de vedere este ușor de îndeplinit, sau dacă nu există animalele în gospodărie, sigur, fermierul nostru poate să asumă această obligație să cosească o singură dată această suprafață și condiții în care nici această condiție, consideră că nu o poate realiza, poate să facă o înțelegere cu un alt fermier care are, deține animale și vine cu cardul lui de exploatație și poate să beneficieze. Sigur, sunt și alte cerințe și condiții. Mai sunt, de asemenea, nu este permisă arderea pajiștilor. Este care foarte se importantă mai ca. Întâmplă, deci nu este permisă arderea miriștilor și a resturilor vegetale pe terenul arabil. Nu, și dacă lucrul ăsta se întâmplă, numai și numai cu aprobarea autorității de mediu din județul respectiv. De asemenea, nu este permisă incendierea pajiștilor permanente. Este o măsură de agromediu și în condițiile în care lucrul ăsta se întâmplă, să spunem, accidental, dintr-un motiv neimputabil, fermierul trebuie să știe că are obligația ca în termen de maxim 10 zile de când s-a produs incendiul pe suprafața lui să anunțe Agenția de Plăni și Intervenție pentru Agricultură sau primăria pe raza căruia își are terenul pentru a fi adus la cunoștință aceste... Da, cu siguranță cei mai mulți dintre fermieri au știu deja aceste cerințe pentru că au semnează și niște angajamente, nu? Care, în momentul în care depun acele cereri și pentru plată și declarații pe care le dau la dumneavoastră, în cererea de plată, ca anexă la cerere, după ce sunt amintite toate aceste condiții de ecocondiționalitate pe care ei trebuie să le respecte și, sigur, aș mai stărui asupra unei condiții absolut de importanță foarte mare și se referă la întreținerea acestor suprafețe. A nu permite să se instaleze vegetația nodorită, invazivă, cum o numim noi, și sigur, este lesne de înțeles că aici este vorba de creșterea buruienilor pe terenurile respective sau a vegetației arbustoide de tufe sau mărăcinișuri. Așadar, acestea trebuie tăiate. Absolut, adică, curățate, pentru dacă că... Dacă la pășunat mai putem să le dăm la un... Fermier, să condiția fermier de întreținere este absolut nostru necesară și este unul din motivele pentru care cu urmarea controlelor pe care noi le desfășurăm an de an, fie în teren, fie prin măsurile pe care o să vi le expun în continuare, constatăm că parcelele agricole neîntreținute se transformă în suprafețe neagricole și, sigur, sunt sancționați
cu reducerea acestor plăți sau, din păcate, uneori cu excluderi de la plată. Dar după cum spuneam, cu siguranță cei și la informările pe care le-ați făcut dumneavoastră în teritoriu, cei interesați au aflat și au tot interesul să le mențină cum trebuie, dacă vor să primească banii, plățile acestea directe pe suprafață în continuare. Pentru că tot ați adus aminte de măsuri. Într-adevăr, am vrea să ne spuneți care sunt măsurile sau schemele de sprijin care vor fi și în anul acesta, care, după cum spuneați, fiind un an de tranziție spre această nouă politică agricolă comună, probabil o să discutăm poate puțin mai spre final și ce presupune sau ce ar aduce nou în continuare în perioada de aceasta de programare. Însă, până atunci, să ne amintiți care sunt aceste scheme și pe ce pot depune fermierii efectiv cereri de plată. Deci toți fermierii care depun în județul nostru cererea de plată, în primul rând, și bifează schema unică de plată pe suprafață, acel SAPS, de care au tot auzit în limbajul nostru de specialitate și, sigur, în condițiile în care își lucrează suprafețele de teren arabil cu diferite structuri de culturi, ei au posibilitatea să-și acceseze și ajutoarele naționale de tranziție. În denumire nouă din acest an sunt plățile din bugetul nostru național care vin să completeze suplimentar, este adevărat, decuplate de producție pentru fermierii care și așa ca să aveți o informație legată de nivelul acestor ca și suprafață, depunem anual cerere de plată în jur de 95.000 de hectare, plată unică pe suprafață, iar structura de culturi în arabil la un nivel de 35-36.000 de hectare. Urmează măsurile pe axa 2 din Programul Național de Dezvoltare Rurală, deci zona defavorizată, zona defavorizată de condiții naturale specifice și pachetele de agromediu, sigur aici pentru anumite localități din județul nostru, nu pentru toți, din păcate, pentru toți fermierii din județul nostru și, sigur, aceste zone sunt stabilite prin anexa 4 la Programul Național de Dezvoltare Rurală și aici sunt o serie de factori de natură climatici, de natură al reliefului, de altitudine pe care s-au luat în calcul date statistice comunicate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale din evidențele lor statistice pe care le au. Și care ar fi cuantumul plăților acesta de agromediu de care ne spuneți? Deci, fermierii noștri știu că pentru aceste plăți de agromediu și în special pentru pachetul 1 și pachetul 2, respectiv pachetul 1, pași cu valoare naturală ridicată, și pachetul 2, că de regulă cele două pachete se accesează împreună, cumulat, este vorba de practici agricole tradiționale, suma este destul de substanțială, 182 de euro pe hectare, echivalent 800. Dar, sigur, Și anul trecut tot la fel a fost? A fost la fel, da. Și se va menține și în acest an, dar pentru aceste pachete de agromediu, ei trebuie să știe că orice modificare legată de schimbarea amplasamentului acestor parcele agricole, de schimbarea dimensiunii acestor parcele, de absolut de o individualizare pe un alt amplasament, toate se soldează cu sancțiuni, dar din păcate sancțiunile nu sunt numai pentru anul în curs, și pentru întreaga perioadă în care ei... Adică se cer toți banii înapoi? Înapoi, inclusiv pe anii anteriori, de la data semnării angajamentului și în acest an este important să amintim. Am înțeles. O să, nu mai puțin vă întrerup, o să rog persoanele care mă sună
să nu mai sune. Am pus numărul de telefon care este valabil doar pentru SMS-uri. Dacă doriți să trimiteți SMS-uri, noi ne-am propus ca în această parte a doua emisiunii, ca să zic așa, o să primim întrebări și din partea dumneavoastră. Așadar, dacă cei care aveți întrebări pentru domnul director, puteți să le trimiteți, dar doar prin SMS-ul și noi o să le citim în cadrul emisiunii pe parcursul discuției noastre, astfel încât să nu disturbăm foarte mult nici formatul emisiunii. Numărul de telefon este afișat pe ecran, așa că nu trebuie să vi-l repet eu de fiecare dată, de aceea îl și păstrăm acolo pe burtieră aproape permanent. Așa că așteptăm doar SMS-uri. Mulțumim pentru înțelegere, vă rog, domnul director. Deci, legat de aceste angajamente de agromediu, ei trebuie să înțeleagă fermierii că în acest an nu se pot deschide noi angajamente de agromediu. Deci nu se semnează noi angajamente de agromediu, doar cele în derulare se duc la... și cele care s-au încheiat în 2013 se extind cu un an. Dar în condițiile în care, sigur, extindem angajamentul și pentru al șaselea an, pentru că angajamentele de obicei se încheie pe 5 ani. Dar de ce este așa? Asta este ciclul de tranziție. De 5 ani în care aceste angajamente sunt obligate a fi respectate. În condițiile în care se deschide acest angajament pentru al șaselea an, nerespectarea uneia sau alteia din cerințe în al șaselea an, așa am spus că are repercusiuni și asupra anilor anterior, practic din 2008, în condițiile în care fermierul nostru s-a deschis angajament, că practic, începând cu 2008, facem aceste plăți compensatorii de agromediu. Eu sper și bănuiesc că sunt conștienți toți cei care au semnat acele angajamente să le respecte în tocmai cum au fost semnate, pentru a beneficia în continuare și fără alte probleme de plățile respective. Ne spuneați de aceste plăți pe suprafață și de plățile, la plățile de agromediu. Ne ziceați noastră de acele pachete cu pajiși de înaltă valoare naturală și cei care derulează practici agricole tradiționale. Și vă întrebasem, ne-a zis ceva de cuantit, aș fi vrut să vă întreb și de numărul de fermieri, dacă câți au depus la acest moment. Știm că campania nu a început de mult, însă... Practic suntem în a doua săptămână de când campania de plată pe suprafață a început în 3 martie, în intervalul 3-11 martie, pentru că datele se cumulează în fiecare zi și se comunică a doua zi, au fost depuse un număr de 2073 de cereri de plată pe suprafață pentru o suprafață de puțin peste 6300 de hectare. Sigur, aș vrea să spun că este un ritm ceva superior față de aceeași perioadă a anului anterior, dar total nesatisfăcător față de ceea ce v-ați dorit dumneavoastră. Ne-am programat, de fapt, pentru că fermierii știu că în fiecare an noi transmitem acele invitații cu datele, orele, responsabilii care le gestionează cererilor de plată pe suprafață, cu documentele pe care trebuie să le pregătească și să le depună anexat la cererea de plată, și de la un ritm de 560-570 de cereri pe care noi le programăm pe zi, nu am depășit 400-440 de cereri pe zi. Asta înseamnă că suntem la un procent de 67% față de cel programat. Avem undeva programat în această perioadă. Așadar, îi încurajați pe fermier să înțeleg că dacă e să vină chiar mai din timp, pentru a nu se aglomera mai la sfârșitul campaniei, nu? Când cam așa se întâmplă, cred că, de obicei. Sfatul nostru și recomandarea și, mă rog, rugămintea noastră a fost de fiecare dată să respectăm acele perioade programate, pentru că și numai în cazuri cu totul și cu totul excepțional și eventual anunțat să spună când, dacă este o problemă de altă natură,
să putem să replanificăm acest fermier, tocmai în ideea de a nu crea o perioadă de supraaglomerare către sfârșitul perioadei, una neplăcută și din punct de vedere al fermierilor, pentru că, sigur, odată pierdându-și ziua planificată, sigur, el va trebui să stea la rând după ce ceilalți fermieri planificați să-și depun cererea de plată. Dar și o supraaglomerare a inspectorii noștri, a responsabililor noștri dosare, care nu mai au timpul necesar alocat cu fiecare fermier să-și identifice și să discute toate aspectele pe care el le aduce în discuție. De aceea i-am rugat să meargă din timp la nivelul unităților administrative teritoriale, respectiv la primării, pentru a intra în posesia acelor documente din care fac dovada utilizării drepturilor de proprietate respectiv, acele adeverințe cu suprafețele, cu parcelele lor înscrise pe categorii de folosință și eventual individualizate pe blocuri fizice, situația juridică, dacă o are în proprietate și dacă o utilizează sau o dată și sau a cedat forma de utilizare, și de asemenea în condițiile în care nu mai au acele carduri de exploatații eliberate de medicii veterinari, să meargă la medicii veterinari din circumscripție să intre în posesia acelor adeverințe pentru a fi în măsură la datele și orele planificate să poată să prezinte toate aceste documente de care ei au nevoie. Da, știu că în afară de aceste, de activitatea referitoare la cererile de plată pentru suprafață, noastră mai aveți și alte activități și cereri pentru alte tipuri de culturi sau din partea altor exploatații agricole. Care ar fi acestea? Sigur, dacă discutăm de cerere de plată pe suprafață, este prima schemă pe care noi o implementăm în anul 2014, începând cu luna martie și până la 15 mai. Dar în această perioadă desfășurăm foarte multe activități la nivelul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Și dacă puteți să ne precizați și termenele până... Deci, fermierii trebuie să știe că până la data de 15 martie sunt termenele limite de depunere a situațiilor, celor de decontare a accizei reduse la motorină. De la acciza standard la acciza redusă de... sigur, măsura are adresabilitate marilor fermieri, cei care sunt organizați într-o formă juridică sau care sunt organizați ca persoană fizică, autorizare sau întreprindere familială și, sigur, aici, dacă, bineînțeles, s-au depus în prealabil la sfârșitul anului trecut o cerere de acord prealabil în trimestrul al patrulea anului 2013 și spuneam că până pe 15 martie este termen prelungit prin act normativ, prin hotărâre de guvern. De asemenea, tot până la termenul de 15 martie primim cererile pe un alt act normativ. Noi subvenționăm sau acordăm o reducere a primelor de asigurare în cadrul culturilor agricole însămânțate în toamna anului respectiv. Toate culturile agricole... O informație foarte importantă pentru cei care își asigură culturile împotriva calamităților naturale. Pot primi... Ați avut astfel de Am avut asemenea cereri și în anii anteriori, în special la mari fermieri. E adevărat, destul de puține, dar trebuie să știe că decontăm până la jumătate, la 50% din prima de asigurare și în acest fel, sigur, ei sunt puși la adăpost de eventualele calamități naturale în agricultură, știind fiind faptul că o lege de despăgubire în cazul calamităților naturale în agricultură, legea 384, din păcate, a fost abrogată de acum câțiva ani. Și, sigur, se dorește ca în viitor pentru marii fermieri să ia ființă un fond mutual în care fermierii să poată să participe cu o anumită contribuție, dar să fie și despăgubiți. Sunt două acte normative până termenul de 15 martie în care noi așteptăm fermierii. Dar până la sfârșitul lunii sunt multe alte activități pe care noi desfășurăm. Și în aceste zile, practic astăzi, finalizăm toate controalele și supracontroalele la ovine și caprine din zona defavorizată. Sigur, ele a fost prima dată, primul an... Așadar, ca să vorbim și despre partea de zootehnie, de sector animalier, și sigur, plăți și în sector animalier, animale. Am plătit în luna ianuarie programul
de sprijin al fermierilor din bugetul nostru național. Este vorba de fermierii care au depus cerere la ovine și capline și suma a fost destul de substanțială. Este vorba de aproape 5 milioane de lei pentru un număr de aproape 900 de exploatații. Dar anul trecut, pentru prima dată, fermierii din zona defavorizată, din localitățile pe care le enumeram, au avut posibilitatea să-și depună cerere pentru ovine și capline din zona defavorizată. Finalizăm în aceste zile aceste controle, supracontroale, la fața locului, inclusiv pe condiții de cerințe legale de SMR-uri, și astfel încât până la sfârșitul lunii să sperăm că centralizăm toate aceste date, să putem să facem plățile începând cu luna aprilie. Același lucru este valabil și pentru plățile în sector animalier la specia bovină. Se știe că cele două acte normative din bugetul comunitar pentru vaca de lapte din zona defavorizată, da, și plățile din bugetul nostru național au fost depuse mai târziu. Am făcut toate verificările pentru vacile de lapte din zona defavorizată și probabil în câteva zile până la sfârșitul lunii se va stabili și cuantumul acestor plăți. Știm foarte bine că nivelul este de până la 250 de euro pe cap de animal. Este vorba de până la 300 de euro pe bovine de carne, dar sigur că plata efectivă se va stabili în funcție de numărul de animale eligibile și de suma alocată statului membru, prin raportare a sumei la numărul de animale eligibile. De asemenea, și pentru această specie... Câte animale trebuie să aibă un proprietar de, pentru a putea depune aceste cereri de plată pentru bovine? Pentru bovine, cele două programe au fost distincte. La vaca de lapte din zona defavorizată, programul era în acest an de minim 2 capete, maxim 15 capete. La celălalt program din bugetul nostru național, condițiile au fost ușor modificate în acest an și, din păcate, un număr de beneficiari n-au mai putut să-și depună cerere de plată, pentru că era necesar să fie un minim de 3 capete de bovine la cărei vârste, la termenul de referință de 31 ianuarie 2013, treia să fie de 16 luni. Și sigur, toate celelalte capete, indiferent cât ar fi fost ele în gospodărie, vârsta acestora putea să fie de minim 7 luni la termenul de aceeași termen de referință 31 ianuarie. Să sperăm că în acest an fermierii noștri, mă rog, au luat la cunoștință despre noile cerințe și condiții care au fost avizate de Uniunea Europeană la jumatea anului trecut și, sigur, numărul lor vor crește în acest an și toți vor avea posibilitatea să beneficieze de aceste plăți pe efectivele de animale. Și aici trebuie spus, că România este singurul stat membru din cele 28 ale Uniunii Europene care a optat și pentru perioada 2014-2020 să facă în continuare plățile din bugetul nostru național, având în vedere această diferență de tratament între subvențiile acordate României și celorlalte state din Uniunea Europeană. Da, e foarte multe informații, cu siguranță, pentru cei care nu au fost la întâlnirile din localității pe care le-ați organizat noastră până la sfârșitul lui februarie, sunt foarte utile. Și iar dacă sunt prea multe și nu pot să le digere, să zic așa, au la dispoziție și centrele dumneavoastră locale, de asemenea. Noi le stăm la dispoziție prin centrele noastre locale, prin compartimentul nostru de relații și informare publică, dar prin materiale, prin comunicatele, prin site-ul nostru propriu al Centrului Județean apia.gorj.ro, prin buletinul nostru informativ pe care îl edităm lunar și îl transmitem în teritoriu la toate primăriile și toate instituțiile publice cu sarcini și atribuții în agricultură, la consiliile locale, la primării, sigur au posibilitatea să ia la cunoștință despre actele normative, despre condiții, despre termene, despre perioade, despre cuantumul acesta, despre cerințe și toate aspectele de care ei sunt interesați. Pentru că ziceam la începutul emisiunii, nu mai avem foarte mult, am zis că n-o să avem timp și
Dar o să ne străduim totuși. Spuneam că ne-am dorit să discutăm și despre orientări ale noii politici agricole comune, pentru că s-a discutat și încă se mai discută despre aceasta și tocmai spuneam că 2014 este un an de tranziție către această nouă politică agricolă comună. De asemenea, există și acele documente, am văzut pe site-ul MEADR-ului, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, o serie de documente care au fost depuse, de fapt publicate spre consultare, vorbim atât strategia sau draftul noului PNDR, Programul Național pentru Dezvoltare Rurală, pe care și telespectatorii noștri interesați pot să le consulte. O să rog colegii din regie, eventual, pot să vadă exact site-ul despre care vorbim. Acolo sunt mai multe documente, de la acel PNDR, prezentarea noului Program Național pentru Dezvoltare Rurală, cum ziceam, până la analiza SWOT care a fost făcută pentru acest program și identificarea nevoilor din PNDR. Sunt încă în consultare aceste documente, nu, din câte am observat pe site-ul Ministerului, iar toți cei interesați și pot să le studieze și să facă eventuale propuneri și de adăugare și completare, da. În acest sens. Bun, sigur că spuneam că deși suntem în 2014, primul an al noii politici agricole comune, în acest an aplicăm aceleași măsuri de sprijin financiar ca în perioada anterioară, tocmai din faptul că încă nu avem un program național de dezvoltare rurală avizat și aprobat de Comisia Europeană. Este în dezbatere, într-o formă simplificată și sintetizată. Sperăm că va fi finalizat într-o perioadă foarte scurtă și supus aprobării Comisiei Europene. E adevărat că regulamentele europene după care ne desfășurăm activitatea în perioada 2015-2020 există, au fost aprobate. Ne există acest program național de dezvoltare și legislația și reglementările prevăzute în regulamentele europene sunt transpuse în legislația națională. Asta este motivul, dar sigur, sunt câteva... Asta nu este însă un impediment foarte mare. Adică dumneavoastră, cum vă desfășurați activitatea și faceți aceste plăți, o să le faceți în continuare în baza regulamentelor, respectând acele regulamente europene, pentru că colegii îmi spun că nu mai avem chiar 5 minute doar. Aș vrea să încerc să fiu cât se poate de scurtă și să încercăm să răspundem și la încă o întrebare legată de exploatațiile agricole, care ar fi aceste ferme sau exploatații agricole care ar fi avantajate sau mai susținute în nou format al programului. Au fost o întreagă dezbatere, o întreagă discuție privind modul în care sprijinim fermierii în viitor. Și sigur s-a mers la un moment dat și s-a pus în discuție ca să crească această dimensiune minimă a fermelor, a exploatațiilor de la care ei sunt sprijiniți financiar. Prin creșterea de la 1,5 hectare, 400.000 de fermieri la nivel național ar fi fost prejudiciar. Numai în județul Gorj, ca să aveți o idee, din cei 25.000 de fermieri care depun an de an, 22.000 de fermieri au dimensiunea exploatației între 1 și 5 hectare. Restul de aproximativ 3.000 au dimensiuni mai mare de 5 hectare. Asta este motivul pentru care Ministerul Agriculturii, Guvernul României, a gândit un alt mod de a accesa aceste plăți pe exploatație în viitor. Și se vorbește de o așa numită plată redistributivă. Practic, fermierii mici, între 1 și 5 hectare, vor primi un contur al plății diferențiar, mai mic față de fermierii între 5 și 30 de hectare. Practic, exploatația de dimensiune medie la nivelul european este între 5 și 30 de hectare. Această exploatație familială. Tocmai în ideea de a încuraja fermierii să se asocieze sau să-și
unească aceste suprafețe pentru a ajunge la o dimensiune medie de între 5 și 30 Așadar, de hectare. Așadar, aceste exploatații vor fi de tip familial superior, avantajate din punct de vedere al plăților. Cuantumul nu va mai fi același pentru toți fermierii în funcție de dimensiunea exploatației. Sumele pentru micii fermieri, dar și pentru fermierii mari, pentru că și fermierii mari peste o anumită dimensiune de peste 60-90 de hectare vor avea un cuantum diferențiat și cuantumurile respective se vor duce către fermierii de dimensiune mine. Îmi doream să vă întreb și ce alte sectoare vor fi prioritar încurajate, însă înainte de asta o să citesc un SMS, mi-a fost trimis puțin mai devreme, mă rog, nu vi se adresează neapărat dumneavoastră, însă am zis ca totuși să-l citim pentru ca telespectatorul nostru să nu consideră că nu l-am luat în calcul. Spune, am 20 de ani și doresc să accesez măsura 141. Ce acte trebuie și de când începe depunerea actelor? O să doresc să precizez și eu în primul rând că pentru aceste măsuri nu Agenția de nu plăți. APIA este cea care gestionează și e responsabilă de proiectele care se depun pentru accesare. În sensul pentru agențiile care PNDR-ul, de fapt, Programul Național pentru Dezvoltare Rurală, este gestionat de două agenții, exact. În speța APIA și APDRP-ul. La APIA se spune că se obțin mai ușor banii prin aceste declarații și unele angajamente, dar care sunt mai legere. Deci noi acordăm acele plăți pentru nevoile curente, plăți pe suprafață, pentru animale, intervenție pe piață. Mă rog, sunt și multe altele, avem așa foarte multe. Cât cealaltă agenție accesează plățile pe investiții, acolo pe planuri vorbim, de afaceri și pe proiecte. Deci acolo, la APDRP este agenția unde se depun proiectele. Abia în toamnă discutăm de această măsură. Abia în toamnă după aprobarea PNDR-ului. Da, din câte am înțeles o să fie ceva și acum în mai undeva, cel puțin după ultimele declarații ale ministrului, de însă nu este foarte sigur, și referitor la o schemă de sprijin pentru tinerii fermieri, da. O să-l avem probabil și pe domnul Cocină, director de la APDRP Gorj, invitat într-o emisiune viitoare și ne va putea răspunde la mai multe întrebări legate de acest subiect. Însă, deocamdată, nu sunt așa de multe de spus, de aceea nici nu... Sigur, nu se insistă. N-am insistat și nici nu l-am avut pe dumnealui invitat încă. La dumneavoastră sunt mai intense activitățile la acest moment. La noi sunt pe tot perioada anului. Nu o să găsiți o zi sau o săptămână din an în care să nu discutăm de accesarea uneia sau alteia sau de derularea unor etape procedurale pe un act normativ. Colegii îmi spun că am depășit deja timpul de emisie. Deși la început am zis că o să vorbim într-o oră, însă se pare că este cam puțin o oră pentru subiecte de acest gen. Invitația însă rămâne deschisă, exact. Și ori de câte ori ne vede, având în vedere că portofoliul de activități al instituției noastre este unul vast, sigur, lucrurile sunt de dezbătut, de discutat și de aprofundat. Da. Cu această... acestea fiind spuse, o să vă spunem la revedere în această seară și până la o ediție viitoare, numai bine!